Salutare, prieteni! Știrea zilei vine, cum altfel, direct din Palatul Victoria, dar și din virele în care membrii coaliției actuale de guvernare se întâlnesc la ceas de seară să pună la cale ceea ce urmează să facem ca să peticim gaura aia de 20 de miliarde de lei despre care noi, cei din presă, vorbim de câteva zile bune. Ei probabil că vorbesc de câteva săptămâni bune. Virele alea cu lac. Lac de acumulare, baraj, dar dincolo de povestea cu gluma, situația este cam așa. Vă mai amintiți când v-am spus că o să se ajungă și la tăieri de salarii? E bine, primul pas a și fost făcut. Fiindcă cineva vrea ca salariile directorilor de companii bugetare care depășesc nivelul salariului prezidențial la acest moment să fie impozitate cu 16%. Ceea ce înseamnă sau salariul întreg? Nu, diferența. Ceea ce depășește de 25.000 de lei brut, fiindcă atâta este salariul primului bărbat în stat în acest moment, urmează a fi impozitat. Pe românește, urmează a fi tăiat. Și îți dai seama cum se râd acești oameni de noi? Depinde! Adică niște domni foarte merituoși, care au niște bani, niște companii care își fac singure profitul de pe urma noastră a populației, consumând diverse resurse, care au acum niște salarii de genul 14.000 de euro, sau 8 sau 9 sau cât ori avea, vor avea aia 3.000 curați, după care diferența aia de încă 7.000 scade 16%. 16% înseamnă așa se parte. Nu vor mai avea 3 plus 70, ci vor avea doar 9.000 de euro și uite cum se strâng încă 20 de miliarde de lei. Da, dar povestea e... Arată-mă proști. Pe de-o parte. Și noi doi și restul țării. Pe de-o parte, dar pe de-alta e un prim semnal că ceea ce oamenii ăștia care ne conduc când ne spun, nu reușesc să facă. Și dacă ne uităm și citim cu atenție minutele acelor întâlniri și vedem ce întrebări pertinente și ce răspunsuri inteligente își dau, ne cam luăm cu mâinile de cap și ne punem întrebarea, băi fraților, de fapt, cine e la guvernare? Fiindcă în momentul în care Marcel Ciolacu, președintele PSD, îi întreabă, potrivit, repet, acelor minute apărute în presă, băi oameni buni, suntem la guvern, noi trebuie să luăm niște decizii, dacă nu le luăm noi, atunci cine le ia? Stai și te întreb, bă, fraților, pe vremuri, în fața blocului, când eram mai mici și ne întâlneam cu diverse ocazii, eram mult mai inspirați în tot felul de hotărâri. Și apropo, știți câți români sunt în situația asta de a le fi eventual tăiate salariile cu 16%, fiindcă nu e încă o decizie definitivă. Puțin peste 30.500. În România sunt la stat 30.500 de oameni cu salariu, care au salariu mai brut, mare de 25.000 de lei brut, da. E potrivit statisticii. Nu am scos-o când noi. Spunea domnul Câțu că România este o țară în care salariul de 3.000 de euro nu e mare, nu mințea nimic înseamnă. Da. Să ai 30.000 de oameni care au peste 3.000 de euro net ca și funcționari la stat sau funcții de management la stat. Gândiți-vă că înseamnă niște 7-800 de oameni pe județ. Gândiți-vă ce forță electorală sunt acei oameni pentru partidele care îi pun. Mai trebuie spus ceva, că toți zilele trecute Nicolae Ciucă, încă actualul premier, spunea legat de această schimbare atât de așteptată de la nivelul Palatului Victoria, că ea nu va avea loc nici pe 24 mai, citez din memorie, fiindcă este ziua partidului, nici pe 25 mai, fiindcă este înălțarea Domnului. Nu neapărat, dar modul în care se pune problema, în care te raportezi la un calendar creștin și în același timp la un calendar personal al partidului, spune că ce? Oamenii ăștia, de fapt, nu pun în niciun moment interesul național pe primul loc. O fac numai în funcție de propriul lor calendar. Și atunci stai și te gândești, până la urmă, cele 20 de miliarde despre care vorbim acum, nu cumva vor deveni foarte curând mult mai multe? Asta apropo și de povestea de anul trecut sau de acum 2 ani sau de acum 3 ani în care aveam niște bani pe care Uniunea Europeană trebuia să ne dea, vreo 80 de miliarde de euro. Și între timp sunt aproape nimic. Și între timp sunt mai puțin de 30. Cred că nu sunt nici măcar la jumătate. E cam povestea aia cu cei 4 evangheliști. Au fost 3. Au rămas 2. Luca și Matei. Și în cele din urmă s-a putea să... Vicențiu Popa și Alexandru Catalan. Și vă urăm doar atât. Aveți grijă la banii voștri din portofel. E un mesaj pe care o să-l mai repetăm. Trebuie să avem grijă, că după guvernanță ne putem lua.